Bună ziua, agent șef adjunct Mircea Șonea, de la Poliția de Frontieră, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră, Caraș Severin. Acum am venit în altă calitate, despre ce eu Da, acum am venit în calitate de colindători, adică am venit toți în calitate de colindători, suntem 26 de colegi, acum nu suntem chiar toți, că mai sunt și în serviciu, și încercăm să aducem vestea nașterii pentru toată lumea. Despre corul, când s-a înființat, știu că sunteți celebri. Nu chiar celebri. Am cam colindat de-a lungul anilor. Corul este format de peste 10 ani, are Corul Poliției de Frontieră. Bineînțeles, la început au fost mai puțini, am fost un grup mai micuț și acum am ajuns la un grup mai mare și, bineînțeles, mai buni cu fiecare an care a trecut. Am fost la diverse instituții ale statului, instituții care ne-au primit cu drag. Am fost la emisiunea lui Răzvan și Dani, la Dimineața cu Răzvan și Dani, iar acum, ca un secret, așa, o să mergem la Măruță în 18. Am fost și la spectacole? Da, am avut și un spectacol caritabil, chiar aici la Reșița, pentru un băiat, Raul, al unei colege, care a suferit de o maladie mai puțin frumoasă și am reușit să strângem suma pentru a face operația necesară la Budapesta. Scurcați cu... Este foarte greu, pentru că noi și lucrăm, majoritatea colegilor mei lucrează în ture și atunci încercăm să ne adunăm treptat, adică o parte într-o zi, o parte în altă zi, ca să putem să facem acest lucru frumos. Dar, la sfârșit, bineînțeles, trebuie să ne adunăm toți ca să putem performa. Deci nu eu. Cine e aici vorbăreț? Avem purtătorul de vorbe aici. Hai încoace, Tițe. Agent principal de poliție Târnova Rodica. Cum se descurcă meseria de poliție de frontieră? Cum se împacă? Se împacă, ne relaxăm. În timpul liber cântăm. Din timpul nostru liber, ne place ce facem, facem de drag, ne adunăm mai greu, le împletim una cu alta, dar ne descurcăm. De cât sunteți în cor? De anul trecut eu, dar corul cred că are mai mult de 10 ani, da. Agent șef ajung Petru Sebastian de la SPF Naidăș, Poliția de Frontieră. De anul acesta, în premieră. Cum te descurci cu... Merge în timpul liber, mai scăpăm și de la lucru cum putem înainte, după program. Și este frumos. Activități pentru Crăciun, pentru înainte de Crăciun, de sărbători. Eu vă mulțumim. Păi, dacă n-ar avea sufletul deschis, asta chiar nu o fac din ordin sau la ordin. Le place și pur și simplu e frumos când aduci bucurie în sufletul oamenilor, dezinteresat, vin din timpul liber, e chiar frumos, n-am decât să le mulțumesc. Și probabil că așteptăm mulțumirile de la cei care ora le aducem bucurie, nu așa noi. Mulțumesc! Super! Uite, vreau să ți-l copii, sunt... Deschide ușa creștine, că venim cu
Bine!